Bă, frate, ce somn mi-e, mă dor așa toate chestiile astea, mă, dar ce se întâmplă, mă, ce am în casa asta, mă, unde sunt, mă, aici, mă, stai puțin, stai puțin, mă, ce afară este, bă, ce cu casa asta, mă, frate, ce cu tabloul ăsta pe perete, ce cu toate chestiile astea și ce este cum, bă, ăsta, bă, de ce arăt așa, stai puțin, asta adevărata mea față, bă, stai puțin, că nu înțeleg ce se întâmplă aici, bă, frate, unde mă aflu în primul rând și de ce arăt așa, de ce sunt costumat în halul ăsta, de ce sunt așa, mă, ce se întâmplă, mă, ia, mă, ce am pe aici, sunt haine, sunt chestii, am ceva prin interior, nu mai am nimic, mă, frate, ce și cu locul ăsta, mă, ce e aici, mă? Da, mă, că trebuie să ies pe afară. Mă, sună cineva. Pe unde e ieșirea? Pe unde cobor? A, pe aici. Ok, mă, ce e aici? Bă, frate, cine sună la ușă? Întrebarea mea. Bă, ce se întâmplă aici, frate? Că nu înțeleg absolut nimic. E cineva? Da, nu e nimeni la ușă. Wow, bă, frate. Nu înțeleg, mă, unde mă aflu aici? Ce caut eu aici? Dar stați puțin, mă, frate. Mă, ce tot e locul acesta? Adică dacă mă duc, ia, aici era camera mea. Mă, cine e ăsta? Bă, ce se întâmplă aici? Alo? Mă, cine e omul ăsta? Bă, de ce seamănă cu un tatăl strict de pe Roblox și la față de ce seamănă cu Darius Cell 2012? Mă, ce se întâmplă, mă, aici? Ia stai, mă, să-l trezesc. Bă, alo, trezirea, cine ești, bă, alo, trezește-te. Bă, copile, da, tu ce caci ce-a vlăduț, alo, copile, ce faci ce-a vlăduț? Ce copil, ce vlăduț, nu, stai puțin, dar tu cine ești, eu ce caut aici? Păi, bă, copile, bă, vlăduț, pe mine mă cheamă Crăș, eu sunt tatăl tău, bă, copile, bă, da. Cum adică, stai puțin, cum adică ești totul și cum te cheamă, ce? Cornel, bă, copile, dar tu ce caci ce-a, bă, în camera acum, da, în pisant, tu vrei să vezi la calculatoare, nu, să te joci furnea cu ăla, nu? Ce? Mă, stai puțin că eu nu înțeleg ce se întâmplă, mă, tu cine ești, mă, tu, că nu te înțeleg, nu, tu, eu nu te cunosc, mă, tu ce faci, mă, acolo, ce mănânci acolo, mă, tu cine ești? E, du-te, mă, nici, bă, Vlad, du-te nici. Mă, frate, ce s-a întâmplat, ce tocmai s-a întâmplat și de ce v-am spawnat din nou aici, bă, tu, eu chiar sunt în jocul strict de pe Roblox cu tatăl strict, mă, ce se întâmplă, mă, și stai puțin, de ce l-am zis că este tatăl meu și îl cheamă Cornel și eu sunt Vlăduț, așa mă cheamă pe mine? Ok, interesant, pare interesant, dar stai puțin, acum am auzit o informație de la el ca și cum calculatorul meu se află acolo sus. Ia să mă duc, mă, stai să mă duc puțin, ok, de vedem. Mă, deci încă doar mă să... Bă, dar urât e ăsta, pe bune, ia că mă duc acum repede să mă joc aici pe calculator. Mamă, cât mi... Bă, stai! Un calculator, două calculatoare, trei calculatoare și care e al meu? Haide să mă pun la asta, că la asta cred că nu m-ar vedea dacă ar veni aici. Ia mă să mă duc aici să mă joc. Mamă, cât de tare e calculatorul ăsta, mă, frate, să mă joc aici pe el. Mamă, cât de șmecher e totul. Bă, frate, ce se întâmplă aici? Mamă, chiar îmi place. Hai să mă joc aici. Ce să mă joc? Să mă joc Fortnite. Hai să mă joc Fortnite. Cred că are să știu că îi plăcea Fortnite. Să intru să fac ca toate. Mamă, dai, hai, full box, Andrei. Hai, dai. Tata, nu știam că tu te joci pe calculator. Stai puțin, dar de ce avem trei calculatoare? Pentru cine sunt toate astea trei calculatoare? E, nu contează, hai, dai! Dar vedem că eu tata chiar și vechi, puteți să rești cum calculator, mamă, cât de tare! Cât de fraier ești, tata, cât de fraier, nu știi să te joci nimic, bă, cam slab! Ia du-te, bă, de aici! Mă, ce se întâmplă, mă, bă, iar am murit, mă, bă, ce se întâmplă, bă, aici, bă, frate, dar de ce se întâmplă chestia asta, mă, că nu înțeleg, ia, mă, că mă duc înapoi acum, dacă mă duc înapoi în partea asta, la el în camera, ia, mă, să vedem. Ok, încă doarme aici, deci el doarme și încep. Bă, trezirea, Corneleu, tată, ce cauți, mă, aici, ce cauți aici, de ce dorm? Hai să ne șcăm pe calculator. Dar nu, dacă am treabă, bă, stai, dai, bă, ești, bă, ești afară! Bă, fiantele, eu plec, că mă duc la muncă, hai, pa! Ok, mă, deci stai la muncă, hai că mă duc și eu să mă joc pe calculator, stai și foarte neștit, aici, mă pun, hai că data asta mă pun pe calculator ăsta, pare mai interesant și poți și eu să țip, să urlu aici, fără să deranjez pe nimeni, nu o să vină tatăl meu după mine, hai, mă, să mă joc aici, deci mă joc, să ce să mă joc, mă joc, hai, mă, că intru pe Fortnite, hai, mă, dă-i acolo, repede, hai, mă, vino, repede, hai, dă-i, uite, în stânga, 10-11, hai, mă, frate, bă, dar mă enervați, hai, că nu, doamne, ce mă enervați cu jocurile astea, bă, frate, nu înțeleg care e faza cu ele, nu știți deloc să vă jucați, hai, mă, lăsați-mă în pace, pe bune, gata, că nu mai suport, acum nu mai suport absolut deloc, adică, pe bune, ce înseamnă asta, frate? Bă, dar nu, bă, frate, că mă duc înapoi pe calculator, că nu se mai poate, n-am ce să fac altceva, adică, pe bune, hai, mă, să-l încerc și pe ăsta, cum o fi, ia, mă, pun aici, bă, dar pun și tai, că scaunul ăsta fix aici, în stânga, bă, de tot, bă, nu-l suport, bă, tata, nu zici că pleci la muncă? Nu zici că pleci la muncă? Bă, mă, cum pleci la baie, frate, bă, dar la baie, măcar nu pot să merg, că ce sărași, bă, nu fi antre pentru asta. Pentru ce? Ce s-a întâmplat, bă, nu am înțeles nimic, mă, dar pentru ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, mă, doamne, trebuie să mă duc acum din nou de la capă să reiau tot, am înțeles, am lăsat ușa deschisă aici. Ok, tata, mă, văd că încă doarme.
Tata, te neci, ce faci, te neci, mănânci în somn, ce faci aici, mănânci în pat, așa, dintr-o dată, ce se întâmplă cu tine? Nu știu, copile, bă, băi, noapte, copile, noapte, bă! Băi, da, e noapte, mă dă să mă joc pe calculator, să mă joc pe calculator, ia stai aici, bă, tata, dar stai puțin, că nu, bă, nu m-am țipat așa, mă, tata, ce mi-ai făcut mai aici, mi-ai pus calculatorul fix aici, adică, pe bune, scaunul ăsta, uite-te unde e calculatorul și unde e scaunul, așa, după bune, nu știi să pui tu scaunul ăsta unde trebuie? Nu contează, copile, hai, du, bă, și mai ia tu și culcă-te. Ah, ok, mamă, deci frate, aici chiar este foarte nașpa cu tata, ăsta e cam ciudat, e, hai să mergem în partea asta, ia mă, să mai explorăm casa asta, mamă, aici cânt la pian, frate, mamă, cât de tare, da, merge și pianul ăsta, mă, ce cu pianul ăsta, e stricat, mă, nu, că trebuie să mă duc la tatăl meu să-i zică de treaba asta, că, bune, ce să... Tata, vine puțin că s-a stricat pianul, nu știu ce are, nu merge, s-a stricat pianul, adică am vrut și să mă pun aici să... Dar de ce nu merge? Ce ai făcut? Bă, copile, asta e masă, nu pian. Cum adică e masă? E pianul, stai toată ziua, cum adică e masă? Mai pe și joc de mine, tata, pe bune? E, bă, e pe masă, prostule, vino! Ce să fii, mă? Ce să vin? Ce să fac, mă? Ce să fac, mă, bă? Doamne, nu te înțeleg, mă, tata, ce se întâmplă? Ce e aici? Ce e locul ăsta? Ce se întâmplă aici? Fiantină, hai, că fiantină, eu vreau să zic ceva, la, să facem cina. Ce cină, tată, e dimineață, ce cină? E, nu contează, fiantină, ia și tu un burger așa frumos, fiantină, fiul meu, vreau să zic că tu ești adoptat. Ce? Cum adică sunt adoptat? Da, îmi pare rău, dar ești adoptat. Ah, ok, am înțeles exact ce s-a întâmplat aici, dar să facem alt ending. Mă, care e faza, mă, cu asta? Ce se mai află în partea asta? Hai să mă duc. Pe aici nu mai e nimic, deci partea asta care nu merge pianul acesta. Avem aici un birou, cred că aici e biroul tatălui meu. Hai să mergem în partea asta să vedem ce se mai află și prin partea asta. Aici e o cameră așa mai mică, nu știu pentru cine e camera asta. Pare așa o cameră de fată. Dacă mai mergem în partea asta, e partea asta. Și acum mai să mergem jos. Mă, ce se află jos în casa asta? Chiar sunt curios, mă, dar ce s-aude, mă, ce tot s-aude, mă, pe acolo, poți să, mă, frate, cred că vine tatăl meu, bă, nu stai puțin, că... Ok, stai puțin, că mă pun în aici, ca și cum că stau la masă, stau să mănânc și eu aici, frumos, așa, foarte frumos. Ce faci, copile? Uite, fiantele, eu vreau să dau un burger, am plecat la muncă. Ok, tată, mulțumesc. Băi, într-un fel, nu știu, e cam ciudat totul ăsta, dar vedem că se comportă cât de cât ok, adică mi-a dat mâncare, mi-a tot... Hai că mă pun și mă uit aici la un serial, mă uit foarte frumos pe televizor. Mamă, cât de tare e locul ăsta de jos, mă, frate. Hai că mă pun mai pe ăsta, să fiu mai aproape de serial aici. Pot să mă uit liniștit, tatăl meu nu-mi ce să-mi fac temere, nu-mi ce să fac... Vă stăm acum, dar nu-ți faci ce, ia vino cu mine, ia vino cu mine, băi, urutule de Simpsule, băi, hai, mai repede acum! Cum ajuns, mă, tata, mă, ce, cum adică, ce Cornel, ce se întâmplă? Bă, mi-ai zis, tata, nu Cornel, ai înțeles, vreau toți? Bine, tata, bine, Cornel, hai, și acum, ce trebuie să fac, că n-am înțeles? Temele, hai, fost temele! Ce teme, că eu nu sunt la școală? Aaa, ok, fiantină, vă duc, îți dau 3 secunde să-ți faci temele, ia o carte și fost temele! 3, mă, ce teme, Cornel? Dacă n-am nicio temă, cum adică ce temă? Mă pun aici și ce scriu aici? Ce scriu? Scriu aici Cornel nota 3. Gata, mi-am făcut tema. Cornel nota 3. Gata, asta e tema, nu? A, nota 3, fiantele, dau 3 secunde să fugi. 1. Gata, că mă duc la mine în cameră. Gata, lasă-mă pace, tata. Tata, ia caută, eu mă ascund, dacă mă găsești, nu să mă găsești, că ești cam fraier, nu știi să mă găsești. N-ai cum să mă găsești. Ce se întâmplă? Nu vine să cred așa ceva, nu m-a văzut. Tată, ce-ai făcut? Tată, ce s-a întâmplat? Am tras un pulsea. La. Tată, dă-te la parte. Bă, ce faci aici? E pianul meu, uite că am pianul în cameră. Asta merge, mă, că e al meu, că al tău nu merge, că al tău e jaf, al meu e șmechir, e de lux, al meu e mult mai tare. Tu nu știi să cânti la pian, al tău nici nu merge, n-ai văzut, dai că pe bune. Dar nu te vezi, stai pe pian, fie și văd de mâncare, ia du-te și văd de mâncare. Eu să fac de mâncare cum? Adică eu sunt tatăl aici, eu sunt copilul, cum să fac un copil de mâncare? A, pe fiantină, ia du-te burger și am plecat la muncă. A, mulțumesc, ok, mamă, frate, mă fac aici cu niște burger. Tu nu ai voie în camera de gaming, n-ai voie să cânti la pian, tu trebuie să scrii, ok? A, dar stai că tu trebuie să duci la școală, hai la școală. La școală, tata, dar sunt răcit, cum să mă la școală? Nu mai pot, deja am febră. Am febră, ia-mi temperatura cu termometru, să vezi că am febră 38, nu pe bune, adică... Ia, ok, wow, n-a mers nici treaba asta, nici scuza asta, n-a mers. Acum ce să fac eu, unde să mă duc? Mă duc și eu în calculator, mă duc la calculator. Ok, vedem că tatăl doarme aici, mamă, că doarme el aici, foarte, foarte frumos. Mă duc și eu să mă joc din nou pe calculator, că mi-ar place așa să mă joc la calculator. Și după vreau să mă duc și pe afară să văd ceea ce face, dar hai să facem liniște, frate, să începem așa mai ușor, bă, da, de ce nu merge, mă, ăsta, ce, doamne, voiam să fac și eu liniște și nu merge calculator.
calculatorul ăsta, adică pe bune, mă, ce e, mă duc la altul ăsta din partea alta, hai mă, că ăsta e mai șmecher, ăsta mi se pare cel mai genial dintre toate, dacă mă duc, bă, dar pentru mine nu s-ar potrivi practic. Băi, noapte, fianță, mă duc pe la baie. Mă, ok, s-a dus atât pe la baie, s-a dus pe la baie, iar să mă duc. De fapt, hai că stau, unde să mă duc, mă, vreau să-i fac o farsă, să mă ascund aici la el în dulap și după vreau să-mi sperii, să vedem cum reacționează, dacă reacționează bine sau nu. Deci m-am pus aici și să așteptăm să vedem dacă vine. Stați că mă pun fix în spatele dulapului ca să am vizibilitate, să pot să-l văd. Dacă vine în partea asta înapoi în cap, ok, vine, frate, mă, ce face, mă, ce face, uitați-l la el, uitați-l la el, s-a luptat cu ușa, nu știu să intre, nu știu, doamne, cât de tată fraier, deci îl cheamă Cornel și până, mă, ce... Eu știu ceva, ia că mă dat ușa, ia așa, ia ce are în dulap, nu știam aici. Ok, bă, dar urât vorbește tatăl meu, adică pe bune, se dă-mi... Nu, am vrut să fac o glumă. Am vrut să fac o glumă. Ești bine? Nu, copile. Te rog să mă duci la spital. Ia un burger să-ți revii. Ia, poate e bun ăsta, ia, merge, e bun. N-a fost o idee prea bună, vedem că tatăl meu... Păi și asta înseamnă că pot să mă duc să mă joc pe calculator foarte liniștit, urlu pe aici la calculator, stau lejer, mă joc pe calculatorul ăsta. Ia mă să spar și eu ceva, păi ia mă că spar și eu geamurile astea, că nu zice nimeni nimic, mă, frate, am spart și eu geamurile, am aici și o vizibilitate, mă uit, mamă, cum e orașul ăsta, mă, frate, bă, dar stai să simt că mi se pare cunoscut, ăsta e orașul nostru și e altă casă. Bă, mamă, uitați-vă aici, că e în partea asta. Bă, dar deci, cum am spawnat eu în partea asta? Păi și aș putea să ajung la noi acasă, întrebarea mea, care e faza cu casa noastră? Am putea să dăm de mine și de Darusel acolo? Bă, ce se întâmplă mai aici? Vedem că... Ok, mamă, deci mă duc aici foarte frumos, stau pe aici, am spart geamul aici, nu mai vine nimeni, că tatăl meu practic nu mai e aici, stau eu frumos, nu poate să vină nimeni să-mi zică ceva, că am spart geamul, stau și eu aici la locul... Bă, copile, dar tu ce cauți aici? Ai spart geamul? Stai puțin că parcă s-a întâmplat ceva cu tine. Tu cum ai? De unde vii? Adică, bă, copile, eram la mine în pat, dormeam și te-am auzit pe tine. Bă, copile, ai spart geamul, copile! Nu l-am spart, așa l-am găsit. Au dat niște copii cu pietre de asta voiam să vin la tine să spun că te-am văzut că dormeai și da. Bă, copile, da, vă dați cu mine la pietre, în casă ai venit, bă. Ia că mă bat acum cu mâna. Ia! Ok, deci vedem că tatăl practic, uitați, v-a spart mai rău geamul. Adică, pă, bune, măcar am scăpat eu de treaba asta. Hai să mă duc să mai văd ce se mai află pe jos prin casa asta, că n-am văzut chiar toată casa. Dacă mă duc în partea asta, ia mă, ce se află? Uite aici în spate. Aici e toaleta, frumos. Avem în partea asta. Ia mă, să mă duc și până la toaletă. Am și eu nevoie la baie aici la toaletă. Pă, bune. Mamă, deci e bine. Stau așa aici liniștit la toaletă. Îmi fac și eu nevoile, nu intră nimeni peste mine. Bă, la toaletă asta e așa cu roz, mă, frate. Ce se întâmplă mă aici? Bă, dar asta e casa de fetițe sau de ce e casa asta, mă? Că nu înțeleg cum a făcut tatăl meu. A zugrăvit aici cu roz, bă, frate. Nu înțeleg care e faza. Adică, pă, bune, mă, dar măcar stau așa liniștit aici. Dar e cam mică, mă, bă, nici toa, bă, da, cabină de duș n-avem și noi pe aici, caltă, bă, n-am găsit prin casa asta, adică, pe bune, ce se întâmplă cu asta, bă, măcar avem ăsta, hai să ne spălăm acum pe mâine, și acum frumos din cameră, de aici, din baie, ia, mă, ce se mai află, mă, prin casa asta, mă, pe bune, adică dacă mă duc în partea ia, asta... Ia, bă, să... bă, vine și eu de la muncă, bă, copile, da, tu ce coate, bă, copile, am noaptea. Păi da, am fost și eu până la baia, bă, tata, dar vine puțin să arăt și eu ceva la baia asta. Adică ce e cu baia asta, așa cu roz făcută și așa de mică? Noi n-avem cabină de duș, n-avem nimic, altă baie nu mai e prin casă? Nu, bă, copile, dar fii atentă, bă, asta e aia, bă, lu Maicta. Păi și unde e ea? Păi la muncă, în Spania muncește, păi tata, eu nu știam. Ce nu știam, mă? Bă, parante, hai, fii acum te duci să te culci, că uite, nu, te-a venit la muncă și mă bine, duc. Bine, gata, mă duc să mă culc, mă repede să intru în camera la ea, să mă duc pe calculator să mă joc, ia. Copile! Da, stai, dacă am lăsat calculatorul deschis, trebuie să-l închid acum, gata. L-am închis, gata, ok, tată, gata, acum, tată, pa, noapte bună, tată, eu mă duc acum să... Bă, da, puși ăsta ușa, uita, bă, tată, ok, ia mă duc și eu așa, ia mă să vedem, ia, s-a băgat la somn, uite, s-a băgat acum la somn, uitați-vă la el, uitați-vă cum se bagă, mă, ce facem acolo, bă, ia să ia și eu, prost, ia asta frumos, ia să-l iau, neam, acum, să ne culcăm, ia mă, că s-a băgat la somn, lăsăm așa, bă, țin, se lase capul, bă, bate, ok, vedem care s-a, nu, bă, ce face, bă, vreau și eu să mă duc din nou pe calculator, mă, sau de fapt, ia, uitați-vă la el, uitați-vă la el, ce față are, uitați-vă ce față are, bă, frate, uitați-vă la el, ce față are, bă.
mă, dar el doarme cu ochii deschiși, mă, ce se întâmplă, mă, acolo? Doamne, uitați să puse... Ah, ok, a lăsat capul... de fapt, bă, eu vreau să mă duc până afară, mă, că parcă am auzit niște sunete așa, niște muzici, niște chestii și vreau să mă duc până afară. Ia, în partea asta, ce tot mai e? Ia, dacă mă duc aici în spate, ok, deci vedem că avem mașina de spate aici. Mă, cine? Tu cine? Mă, ce? Păi și eu să mă... Ia, da, nu merg mă astea. Mă, ce e cu astea? Mă, ce se întâmplă? A, uite și chitară aici. A, ce mișto e asta, mă, frate, chitară asta, cât de tare e aici de dimineață. Stăm și noi aici la chitară, ascultăm muzică, niciun stres. Stăm foarte frumos, ia, uite și aici, Rajbox, e foarte frumos. Mamă, ce muzică, mamă, cât de tare, yeah, cât de tare aici, party, ce bine că nu mă vede tatăl meu aici, că nu vine peste mine, că deja mă ia capul, mă și enervează. Adică, bă, bune, eu mă duc aici, mă joc pe astea, el nu se întâmplă nimic. Adică, ce înseamnă asta? Eu nu mă lasă să fac absolut nimic. Tată, stai puțin, că au dat ăștia drumul la muzică. Opriți la muzica, eu v-am zis să opriți muzica de aici. Bă, cum zi ai interesant, n-am ultima șansă, dar tu, nu, frate, n-ai vrut pentru asta. O să vezi tu, copil, o să vezi tu. N-am înțeles nimic, bă, de ce așa duci doar? Adică e tatăl strict, dar e cam citat, adică e și strict, dar nu e strict în același timp, dar e citat, adică nu știu ce se întâmplă așa. Ia mă să vedem ce se mai află prin partea asta, ok? Mă, deci vedem că avem aici, bă, dar pe bune, mă, în toată casa asta, de mai casă, super casa de șmecher, n-avem și noi baie ca lumea, adică doar casa, cam baia aia mică. Mă, ce, mă, de unde sau? Bă, copile, fii antenă, ți-am dat ultima ta revanșă și nici pe asta ai avut, îmi pare rău, copile, dar... Unde, tata, nu mă, ce sunt, apă, nu ia! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.